Echipa de consiliere ai primăriei, coordonată de edilul șef Florin Chelaru și viceprimarul Lilian Amară, au deschis ședința de lucru. Întrunirea s-a desfășurat în incinta Centrului de Afaceri Năvodari. Din ordinea de zi propusă inițial, au fost retrase două proiecte, rămânând spre a fi supuse la vot un număr de 35. Printre punctele supuse votului se numără aprobarea contului de execuție bugetară, asfaltarea și amenajarea parcării din zona Sala Sporturilor. La momentul acesta, cazonul este lichid. S-a introdus nisipul, s-a introdus și cauciucul, iar specialiștii, cei care se ocupă, ne-au zis că cel puțin o lună și ceva trebuie să se joace până să vină ploile, astfel încât el trebuie să fie, să se taseze. La momentul ăsta se joacă controlat, dar nu este finalizat, pentru că nu am scaunele încă puse, mai am niște probleme legate de montatul scaunelor și, bineînțeles, de gardul, partea de jos al gardului. La momentul ăsta se joacă, chiar voi invit să jucați cât mai mult perioada asta. Printre alte proiecte supuse votului, au fost luate în dezbatere și cele privind vânzarea prin negociere directă a unor terenuri situate în Năvodari și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 pentru SC Termica Distribuție Năvodari. De la Ion Dobre înspre Lumina. Există teren de o anumită lățime, mergem pe lungime și facem parcul pentru cât 10 metri. Și ne ducem cu 10 metri până la lungime de 200 de metri. Să zic, ca să... Și felul ăsta nu este nici peste parcul pe care cum începe, pentru că părinte este grăță. 11.700, 13.624, da? Cheltuim 11.775, 604. Și asta este 48. De mii lei? Da, mii lei, da. Da, mii lei. Pierdere la 31, așa. Minus 63.024. Toate punctele propuse în ședința de Consiliu și-au găsit susținerea în rândul tuturor participanților.